La ce? La termine probele de sunet ca să facem un interviu altfel decât, decât cele pe care le-am făcut până acum. Vreau să vedeți câteva minute în discuție. Atenție aici, mare, mare atenție! Live, pentru că 2 ani de zile de pandemie ne-au ținut departe și e foarte tristă viața fără muzică live. Așa că sunt super entuziasmată și pentru care asta mi-a fost super dor de sala pala. Tot timpul în backstage, atenție la cablu și la cap. Bine ați venit! De ce simfonic? Pentru că acustic și electric făcuserăm deja și atunci următorul pas, cum zice Biță,
a fost simfonic. Ce presupune adaptarea unei piese rock la orchestră? Wow, e foarte, foarte multe lucruri și e un proces foarte complex. Am lucrat cu un orchestrator extern, George Natsis. Am făcut o simbioză, practic, între melodiile noastre electrice și melodiile noastre acustice, peste care, în funcție de fiecare piesă în parte, am pus partea simfonică. Și ce se întâmplă? Orchestra funcționează ca un catalizator din asta enorm pentru starea fiecărei piese în parte. E amazing, da? Adică e jumate îmi vine să mă opresc în timp ce cânt și wow, cât de mișto e! Care e piesa ta preferată din ce ați făcut? Da, și oricum e playlist-ul, e scurt, adică cântăm o oră jumate și tot mi se pare scurt pentru că trece așa într-o secundă. Câți instrumente și numără orchestra? Cred că suntem aproape 40 de oameni pe scenă cu totul. Și câți backstager? Oamenii în spate? Sute. Nu, adică e un proiect foarte... El e Mihai. Salut. E un proiect foarte complex și implică atât mulți muzicieni cât și foarte mulți tehnicieni. Lumini, visual, sunet, monitorizare, decoruri, scenografie. E a lot. Ok. Ce ar spune Adi de acum lui Adi din copilărie? Good job, kid. Dar Adi de acum lui Adi din școala vedetelor? L-aș sfătui să aibă mult mai multă încredere în el. Am suferit pe toată perioada adolescenței și încă mai sunt reminiscențe din asta în mine, am suferit de o lipsă de încredere teribilă. Știu că unii oameni sunt foarte liniștiți și sunt foarte împăcați cu ei. Eu sunt genul de om care, dacă rămâne singur, am dialoguri interioare nesfârșite, adică în continuu cineva de aici mă bate la cap. Schizos are never alone. Ne arăți un pic camera? Nu e mare lucru de văzut. Asta este o parte din backstage-ul nostru. Apă, tinerețe, Mihai, haine, ce vreți voi, da? Whisky, ca orice backstage, așa trebuie să fie backstage-ul. Asta e de la Cru. Care e cel mai bun vin dăruit de Vița de Vie, vin muzical? I don't know. Cred că am crescut în timp așa cum un vin bun se învechește în sticlă. Fiecare album vine dintr-o perioadă în care eram niște oameni, aveam o vârstă și aveam niște trăiri specifice vârstei respective și mi se pare foarte natural modul în care am progresat așa prin timp, atât muzical cât și uman. Albumele Vița de Vie sunt, dacă vrei, ca un album de poze în care te uiți, uite ce mișto era la 20 de ani, câte rebeliune și mamă, la 27 deja eram mai așezat și nu știu, așa. Ce crezi că ține o trupă împreună pentru atât de mulți ani? E complicat, că sunt puține trupe care rămân împreună pe perioada atât de lungă. Cred că atât timp cât se pleacă de la aceeași linie de start în ceea ce privește motivația, adică motivul pentru care suntem împreună, motivul pentru care vrem să facem muzică. Chestiile astea trebuie să fie aliniate, știi? Pentru că dacă la unii primează... În viață ți se schimbă lista de priorități în funcție de vârstă, în funcție de copii pe care ai și joburi, servicii, alte îndatoriri, știi? Atât timp cât muzica rămâne pe primul plan și toată lumea este de acord că motivația primară este aceea de a face muzică și de a face muzică cât mai bună de la zi la zi, șansele să, ca o trupa să rămână împreună sunt mari. Apoi ce contează este latura umană. Dar noi suntem de atât de mult timp împreună încât dacă vă uitați foarte atent, la fel cum un cățel începe să semene cu stăpânul lui sau invers, stăpânul începe să semene cu un cățel, la fel și noi. Eu semăn puțin cu Mihai, Mihai seamănă puțin cu Cezar, Cezar seamănă puțin cu Ciupa, adică tot am început să semănăm așa între noi pentru că ne-am format, cum se spune, după chipul, sufletul și asemănarea celuilalt. Dar ce crezi că îi ține pe fani alături de o trupă pentru atât de mulți ani? Cred că rolul muzicii este ăla de a reuși să transpună o stare într-un mesaj pe care s-ar poate livra. Atât timp cât
lucrurile sunt transparente și reale și nu este absolut nimic forțat. Cred că oamenii au nevoie de sinceritate din partea unui artist și la capitolul sinceritate cred că suntem campioni cu riscurile de rigoare, pentru că sinceritatea de multe ori nu este bine primită. You can't handle the truth! Da. Da. Așa că de multe ori când spunem adevărul riscăm să pierdem din atenție, da. Așa suntem. Se pare că a sosit orchestra, mergem un picuț să-i vedem în... Da, bine, la ora 3 ar trebui să înceapă probele cu orchestra. Ok, mai avem 20 de minute, înseamnă. Asta e o altă cabină, la fel de interesantă. În cea mai mare parte merg pe un setup acustic astăzi. El e fane, cel mai șmecher sunetist din țară. Da. Salut. Adi, ce lecții te-a învățat muzica? Ce lecții de viață? Oh. Muzica m-a crescut. Mi-a fost mai mamă și mai tată decât poate chiar ai mei. Pentru că în momentul în care am ajuns la vârsta adolescenței, părinții nu știau cum să se comporte cu un copil adolescent pe vremea aia. Știi? Și atunci era simplu, ne trimiteau afară la joacă sau ok, fă ceva la tine în cameră. Existau telefoane, nu exista program de televizor și atunci a trebuit să-mi găsesc un cineva, mi-am format un alter ego cu care vorbeam, iar alter ego ăsta al meu cu care vorbeam era un tip care ținea o chitară în mână. Și am luat muzica foarte în serios, în sensul că audițiile mele, citirea de versuri care se făcea împreună cu ascultatul de albume, toți oamenii aia m-au crescut și am învățat din experiențele lor, pentru că am avut șansa să ascult, și cum eram ca niște adolescenți din ăștia pierdut și prin muzica pe care am ascultat-o, ascultam experiențele altor adolescenți pierduți, știi, și cum au reușit să treacă de momentele alea sau n-au reușit să treacă și așa mai departe. Și atunci eu cu muzica suntem așa altoiți, cupați. Ați crescut ca o viță de vie în sus. Cam așa, da. Ai avut niște... Asta este tapul lui Pupescu. Nicio problemă. Nu se poate fără acest plexiglas de plastic, da. Că da, e plexiglas, când cânti cu o orchestră simfonică, pentru că ei sunt învățați să cânte la rece, neamplificați, să-și audă instrumentele. Iar în momentul în care intră Pupe și dă-n tobe, nimeni nu mai aude nimic. Și atunci ai nevoie de protecția asta ca să nu ajungă Pupe la orchestră. What else? Să mergem un pic și în zona de orchestră. Da. Am ajuns la fix la partea de acordaj. Să-mi spui un pic și ce microfon folosești, ce in-ear? Sunt destul de clasic, în sensul că mă bazez pe monitorizarea de scenă, de floor monitors, și îmi place să am o cască, o singură cască, nu două căști, în care să am control mai fin pe voce, pe chitare acustice și eventual pe metronom. Am încercat să cânt cu două căști, mă deconectează total de relația cu publicul, pentru că nu mai aud publicul și nu mai pot să interacționez cu el. În momentul în care ai două căști, nu te mai auzi decât pe tine și ce vrei tu. Yeah. Și atunci fac un compromis, merg cu o singură cască și este vitală pentru mine reacția și interacțiunea cu publicul. Nu pot altfel. Pentru un artist care e la început de drum și acum își face o trupă și se formează ca artist, ce sfat ai? Să fie convins că vrea să facă drumul ăsta, are toate șansele de reușită dacă este încăpățânat, dacă crede în steaua lui și dacă are răbdare. Răbdarea este o virtute care ar trebui predată din școală. E drept că trăim într-o perioadă în care informația se scurge cu o viteză extrem de mare și oamenii nu mai au răbdare, dar în muzică este vital să ai răbdare, pentru că fără răbdare cedezi, te duci pe alte cărări și eventual te lași. Dar asta ar fi extraordinar, să se predea răbdarea și încrederea în sine, din școli, ar fi fantastic. Noi ca popor nu avem încredere în noi, suntem așa timizi, stăm cu ochii în pământ, mergem pe stradă să nu vedem, să nu suntem asumați deloc. Da.
ok? Mulțumim tare mult și abia așteptăm să ne vedem diseară, să vedem concertul. Experiențe backstagers. Aplauze pentru Vița de Vie!